Vă salut și bine v-am găsit la un nou vlog. Sunt Cascătoria la Alexandru și astăzi facem un nou vlog de la Porumbei. Am primit aici un Sputnik. Am pus și o lanțul ăsta ca să... Când îl puneam sus acolo, să dădea jos de tot. Și acum stă așa, nu se mai dă jos. E greu cu mâna. Și aici am asta aici. Să intre porumbei. Și uitați cucu. Am un cuc 2022. Vine acolo, nu se vede. Ăsta cu femeia lui scos, cred că o să scoată ouă. Dar până o să fac eu caturile aici, ăsta nu-l mai pun. Vede? Nu cred că-l mai pun deloc. Drujba nu mai merge. S-a rupt de maru. Am încercat eu să-l pun așa, dar n-am mers. Mai merge. Am primit de la unchiul meu. Aici un ban. Uitați, o femeie, un mascul. De la Alex Radu. Trebuie să le pun și o apă. Uitați puiul ăla mic. Ăla acolo galben. Mi-a venit o femelă albă. Femelă albă. Jucătoare. Nu mai văd pe aici. Nu. Porumbelul ăsta l-am de la un băiat Denis Dima. Ne-l lasă aici. La un băiat Denis Dima, ăsta de la Alex Radu. Căutați pe YouTube. Ce să fac? Femeluța asta de aici e scoasă din perechea asta. Negru, porumbelii ăștia negri cu unul cu moți. Și unul fără, e scos din ăsta, din ăștia doi. Și ăla la fel, și ăla de acolo, cu moț. Ăsta e scos din galbeni, din femela galbenă și din masculul. Din femela neagră și din galben. Avem aici doi pui, lăpții. Asta vă arăt acum. Uitați unul. Cel de-al doilea. Frumos. Uitați aici. Sus. El a intrat acolo. I-am înălțat mai devreme un stol mare cu voiajori. Da. Și cam atât cu acest vlog. Am fost Cascătoria la Alexandru. Ne vedem data viitoare. Pa, pa!